Vă salut, prieteni. Azi o să băgăm în teste. Mi-a venit noul Chrono Caldwell Ballistic Precision și vreau să testăm și cronograful, să testăm și arculețul ăsta. Este Jigsaw 2.0. Unic, după cum l-am botezat. Un mâner din Micarta. Așa. Cu Iroco. Un over din Dud. Birchbull. Burtă spate, cu două esențe ușor diferite, două nuanțe ușor diferite, cord din bivol, nocuri din cord de bivol. Triangularul nostru, hai să măsurăm, să vă arătăm cum se fac niște teste corecte. Sunt singurele teste în care am încredere atunci când le văd undeva. 27,5, 28,15, 27,99. Bate vântul. 27, în fine. Ok, deci săgețile noastre au 27-28 de grame. Să vedem cât are și arcul. Să vedem câte libre are și arcul. Deci întotdeauna o măsurare corectă implică cântărire săgeți, măsurare arc. Unde trag eu 48 de livre, focalizează? Da. Încă o dată, hai să întindem până la vârful săgeții. Întinderea mea nu este atât. 49 de livre. Săgețile au 71 de centimetri, nu au chiar 28 de inci, pentru că eu nu întind atât. Așa nu putem fi acuzați nici că am tras mai mult, că am tras la 29. Odată ce săgeata are 71 de centimetri suprafață de lucru, n-ai cum să o tragi 75. Bun, pornim prima tragere. Am tras pe lângă? Da, am tras pe lângă. feet per second. Suntem undeva la un raport de 9 GPP, 992. Deci raportul de tragere recomandat, nu un raport de tragere de 5-6-7 ca să arătăm că scoate în viteză. Acum am dus chiar până la vârful metalic. Avem o săgeată de 26,20 și s-ar putea să fi fost această săgeată, ca să vedeți cât contează un gram. 191 feet per second. Deci iată un arc de top. Un arc de top în persoana acestui arculeț, care trage cu săgețile recomandate, nu cu săgeți aten selectate să scoatem viteze. Deci acestea sunt vitezele reale. 192 feet per second. Deci da, arculețul este acolo. 9 GPP. Raportul de tragere recomandat, peste 190 feet per second, chiar 200, ați văzut dacă am scăzut o săgeată cu un gram. Aici am scăpat un pic, 185 feet per second. Da, deci așa se face. Și încă ceva, o secundă, ține pe țintă să se vadă că nu schimbăm săgețile. Am adus metrul. Hai. Ca să vedeți că săgețile cu care s-a tras au până la gaură 71,1 cm, da? Deci nu au 28 de inci, 71,5. De la metal la gaură 71. Da? cu două liniuțe. Așa se face o măsurătoare exactă. Uf.
acest arculeț este la liber pentru că ne-a ieșit mai tare decât era programat. Materialele sunt Birchbourne, Makassar Creț, Micarta, Iroco, atenție, Power Carbon, nu Carbon Stable Core, Power Carbon, nocuri ranforsate, adică nocuri corn din bivol, da? Acesta este arculețul nostru. Este o bijuterie de arc. Și pe deasupra mai e și un arc de top. Va fi la liber de azi, îl voi posta. Prețul lui de listă este, cu aceste materiale, 400 de euro, 2000 de lei. Arcul vine cu factură, garanție și tot ce trebuie, astfel încât arcasul să se bucure de el așa cum trebuie. 190 feet per second. Deci ni se confirmă, da? Ok. Vă salut, prieteni, o zi faină și tot ce vă doriți.